Slujbe de pomenire și depuneri de coroane de flori au fost oficiate și astăzi în București și în țară, în memoria eroilor revoluționari care au luptat pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român în decembrie 1989. La monumentul pentru cinstirea eroilor Revoluției din București au fost rostite rugăciuni de pomenire, iar militari ai Brigadei 30 Gardă Mihai Viteazul a Armatei Române au depus coroanele de flori aduse de oficialități și de diverse asociații ale revoluționarilor. Veșnica pomenire! Făcută din neam în neam și din veac în veac și fălelor lor, Doamne, veșnică pomenire. Dacă astăzi tinerii pot studia în școli religia, dacă pot face demonstrație pentru idealele lor legitime, dacă pot călători în toată lumea, se datorează faptului că tinerii de acum 26 de ani au făcut jertfa supremă. Cei care suntem în viață mai bătrâni și tineri, cistim eroii care și-au făcut datoria în timpul Revoluției și-a căzut la datorie pe acesta. Astea sunt valorile. Preoții din cadrul sectorului Cimitire, Monumente și Servicii Funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost prezenți la comemorările organizate la monumentul din fața sediului Societății Române de Radiodifuziune și la Troița Parașutiștilor de la Televiziunea Română.